Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Fraților, știu că mulți dintre voi ați așteptat episodul ăsta, iată că îl și facem acum. Ăsta este primul episod de pe acest canal din seria de truck vlog, adică facem vloguri de pe camion. M-am angajat în sfârșit pe camion. Eu am mai fost, vă zic de acum, am lucrat timp de o lună de zile în România, dar am avut ceva probleme pe acolo. O să vă explic în clipul următor de ce am venit. În momentul de față mă aflu aici în Italia, în Milano, și m-am angajat în Italia pe camion. Sunt pe prelată și pe frigorific, mai mult frigorific, prelată cine știe când. Și în acest clip am zis să vă fac așa ca primul episod de pe acest canal cu camioane, pentru că știu că m-ați văzut în nenumărate clipuri când făceam, am luat permis categoria C, categoria E, atestate. Iată că a venit momentul într-un final să conducem și un camion adevărat. După episodul următor, care o să vă explic de ce am venit în Italia, o să urmeze truck vloguri, o să pun suportul de cap pentru telefon și o să facem un truck vlog în adevăratul sens al cuvântului. Iar în acest clip o să vă arăt așa, o să vă prezint cum am instalat eu aici în capul tractor, să vă arăt ce lucruri mi-am luat la mine și cum este așa pe aici prin Milano, prin Italia. Știu că nu m-ați mai văzut de mult, n-am mai avut timp, am fost ocupat și prin România pe acolo cu munca pe camion. După am venit în coala mine aici, este aproape a doua săptămână și m-am obișnuit. Bă, să știți că condițiile de aici sunt mult mai bune, dar o să vorbim în clipul următor. În clipul ăsta vreau să vă arăt ce camion am și cum locuiesc eu aici, pentru că da, eu aici pe camion nu locuiesc, nu stau cu chirie, nu mi-am luat chirie, locuiesc aici, dorm chiar aici în patul ăsta. Bă, să știți că mulți ar spune că este incomod, dar să știți că este foarte confortabil și am și loc să mă întind. În rest, ce să vă spun, urmează să vă arăt în minutele următoare cum este. În momentul de față sunt doar cu capul tractor, semiremorca am lăsat-o la firmă pentru a mi-o încărca. Diseară, pe la ora 3 dimineața, fiind luni, am cursă de aici vreo 100 și ceva de kilometri. În momentul de față sunt parcat, tocmai ce m-am trezit și eu din somn, sunt în perioada de repaus săptămânală redusă de 24 de ore. Stați un pic să mă uit aici pe tahograf, să vă spun exact câte ore mai am de... Mai am 12 ore de pauză până când o să plec în cursă. Și fiind perioada săptămânală de repaus redusă la 24, trebuie să compensez în 3 săptămâni cu încă 21 de ore ca să se facă cea normală. Și cam asta e, haideți că cobor imediat să vă arăt camionul. Haideți că am revenit și de afară, nu știu dacă o să mă aud chiar așa de bine, dar ăsta este camionul, sunt aici, de-mi fac perioada de repaus, sunt oprit în această parcare aici. Aceasta este, nu știu, ca un fel de autostradă și încolo cu vreo 4 km este orașul Milano. Ăsta este camionul. Este un Renault din 2015, nu știu dacă Euro 5 sau 6, mi se pare că Euro 6. Așa, are și AdBlue. Cam ăsta este camionul. Camionul dezvoltă o putere de 460 de cai putere. Da, după cum vedeți și aici. Ăsta este modelul. Cam așa arată. Aici are din asta ca să te urci, să zic așa, să ștergi parbrizul. Bun, aici tăblița asta nu o folosesc pentru că asta este pentru mărfuri periculoase, se folosește când car cisternă, este pentru ADR. Cam așa arată, este destul de înalt. Aici este rezervorul de AdBlue. Aici este rezervorul de apă, aici îmi pun apă ca să mă spăl pe mâini și pe față. Aici frumos cu cablurile și când conectez semiremorca. Cupla, siguranța de la cuplă. Cam așa arată camionul. Eu zic că este destul de bun. Chiar merge foarte frumos. Da, cam așa e pe aici, pe unde sunt eu parcat. Ăsta este camionul pe care o să lucrez. Frumos aici, roată de rezervă. Acum haideți să intrăm la interior să vă arăt ce lucruri am eu înăuntru și cum este prin interior. Cam așa arată camionul când mă urc în el. Da. Bun, frumos cu luminițe sus aici, mă pun și eu. E, cam ăsta e scaunul de la șofer.
Îmi place că are centurile roșii. Cam așa. Mă urc mai greu acum că o mână o am pe telefon. Să închidem și noi ușa. Bun. Camionul este automat, are două pedale, frână și accelerație. De aici se bagă, de se schimbă de fapt în drive și în reverse. Așa, încuietoare la ușă, frumos. Avem aici perdeluță la geam. Aici avem tot așa perdeluță, una aici și una în partea cealaltă și frumos îmi acopăr toate geamurile când vreau să dorm. Aici avem o lumină de veche noaptea, una și în partea cealaltă. Avem sustrapă, lumini și acolo și acolo. Acolo a avut încă un LED, mi s-a ars și o să le schimb pe amândouă. Mai avem aici un din ăsta, ceva de genul, se dă de aici, ceva de genul așa. Aici sus, da, haide să începem cu partea de sus. Stați să mă ridic și eu în picioare să vă arăt mai bine. Cam așa arată, să zic așa, tavanul. În primul compartiment de aici am ceva șervețele, am toate actele, CMR-urile, actele mele, buletinul, chestii din astea și actele camionului. Aici am butoanele de la ștergătoare, un buton de la baterie, aici am o stație pe care nu o folosesc pentru că nu prea înțeleg ce zic ăștia pe aici, aici am un casetofon și aici avem aparatul tahograf. În compartimentul de aici am niște produse pentru igienă, am niște șampon, niște pâine, bețișoare de urechi, un pachet din ăsta de gume, pastă de dinți, spumă de ras, o hârtie igienică, șervețele umede. Aici am câteva tacâmuri, am o cană, am o farfurie, am un bol și aici tot în punga asta mai am și o lingură și o furculiță și două cuțite. Aici nu știu dacă pot eu să vă arăt, de exemplu, când mă spăl pe dinți. Stați așa să scot astea de aici să nu le scap. Stați un pic așa, să le pun aici pe pat. Când mă spăl pe dinți, mă gândeam unde am și o oglindă să mă văd, dar după cum se vede, cei de la Renault au implementat chestia asta și pur și simplu mă vedeți pe mine. Acum am oglindă, pot să o folosesc să mă văd și eu, să mă spăl pe dinți. Cam așa. Astea, haide să le băgăm. Mă scuzați că nu vedeți nimic acum, dar să-mi bag lucrurile înapoi în dulăpior aici, să zic așa, ca să nu le las pe pat aici. Așa. Aici, în următorul dulap, am o geacă mai groasă pentru muncă, bocanci pentru că sunt obligatorii, nu te primește la firmă când descarci și încarci fără bocanci cu vârf din ăsta metalic. Am două perechi de mănuși și două veste. Aici nu am nimic, dar aici îmi mai țin eu hainele pe care când mă dezbrac, când mă bag să mă culc. Și cam așa, aici v-am prezentat luminile astea. Camionul are doar patul de jos, nu are pat sus. Aici mă gândesc că venea cel de sus prins în chestiile astea. Aici sunt pur și simplu niște aerisitoare ca să fie ventilație, să nu te sufoce aici, dar cel mai bine e când dor să lași puțin geamul crăpat. Acum este puțin mai frig afară și de aici se dă drumul la încălzirea auxiliară. Bagă foarte tare cald, adică poți să stai și în chiloți aici, să zic așa, dar eu opresc pentru că eu nu prea suport așa multă căldură. Aici mai avem un pistol, toate camioanele au un pistol din ăsta cu aer comprimat. Da? E bun că mai sufli pe aici praful cu el prin camion. Ăsta este patul, acolo perna, mă rog, lenjeria, aici dorm eu. Supat aici, nu-l mai ridic acum pentru că o să se deranjeze. Supat aici, acolo am un spațiu de depozitare unde mai țin eu hainele și în partea asta am sculele camionului, am o rangă, am mai multe chestii, nu se știe când o să-mi trebuiască. Jos aici am frigiderul, aici îmi țin eu mâncarea, dar nu mai îl desfac acum. Aici este frigiderul. Așa, acolo am niște sticle de apă. Geamantanul, neavând pat de sus, nu am unde să-l țin, așa că îl țin acolo, oricum merg singur și nu stă nimeni acolo, n-am pe cine să deranjez. Apa mi-o țin pur și simplu acolo, nu mi-o țin la frigider pentru că nu prea suport eu așa apa rece. Lumină și în partea asta aici. Da? Perdeluță și aici se unește cu cealaltă la mijloc și se face întuneric aici în camion. Cam așa se vede aici la postul de conducere, să zic așa. Ăsta este volanul. Este reglabil pneumatic, adică apeși pe
butonul ăsta și îl aduci unde vrei. Acela este bordul, stați puțin să vă arăt și cheile. Da, asta este cheia camionului și cam așa arată. Ea este tip briceag, o lăsăm frumos aici. Cam așa arată bordul, este electronic, nu-l mai pornesc acum, dar se aprinde așa, aici sus se arată kilometri, e foarte frumos. Așa, dar eu volanul îl ridic pentru că mi ocupă mult spațiu, îl las pur și simplu așa și îl blocăm de aici. Da. Aici avem geamuri electrice, oglinzi electrice, închiderea ușilor, de exemplu, când te bagi noaptea la somn, apeși așa și s-a blocat, nu mai merge din exterior. Pe aici niște lumini ambientale, de pe butonul ăsta aprind luminile de sus, așa, și mai are aici un buton pentru niște lumini ambientale roșii, vă arăt eu imediat acum, cam așa se văd, noaptea se văd foarte frumos. Dacă vă întrebați ce se aude așa că fâsie scaunul de la șofer pentru că și el este pe aer, aici avem frână de mână electrică, aici de la pilotul automat, câteva spații de depozitare, de aici mi-ncarc eu telefonul, aici tot așa suport de pahare, spațiu de depozitare, unde am și un încărcătorul, ăsta de climatizare, așa, aici dai pe treptele de ventilație, grilele astea de ventilație, de aici pornești încălzirea auxiliară seara, dar poate fi pornită și din acea telecomandă ca să nu te mai dai jos din pat. Aici butonul de aer condiționat. De pe butonul ăsta de aici se rasă a treia axă de pe spate jos, dar poate fi lăsată și din spate de acolo de la semiremorcă. Acest buton este, de exemplu, într-o pantă sau într-o rampă, camionul nu o să mai ia în spate, de exemplu, dacă nu mai accelerezi, nu mai trebuie să calci frâna, el nu mai ia în spate. De aici ca să ăsta cu blocarea diferențialului. De pe aici este blocul de lumini, semnalizările, comenzi pe volan. Acolo am și eu suportul de telefon unde îmi pun Waze-ul ca să mă duc la destinație, să zic așa. Frumos buton de avarii. Nu va aștepta să fie cine știe ce, un camion drăguț, micuț, numai bun să-mi fac treaba cu el. Aici jos iar o priză de încărcare. Aici nu o să pot eu să vă arăt așa de geamantar, mai am un mic spațiu de depozitare unde am niște scule. Și aici tot așa un spațiu de depozitare în care mai țin diferite lucruri. Cam așa este priveliștea din camionul meu, să zic așa. Stați un pic să mă pun aici la volan. Cam așa este priveliștea, aici voi lucra eu. Cam așa arată, nu știu, sper că vă place. Pentru primul episod așa eu zic că e cât de cât ok. Acum, na, nici eu nu mă pricep așa bine, este primul clip. O să urmeze clipuri cu camioane. Dar în mare parte ăsta este camionul pe care voi lucra și o să mă vedeți făcând trag vloguri, da? Frumos aici cu pătuț unde dorm. Eu zic că pentru un început este mai mult decât trebuie, așa să zic. Momentan sunt în perioada de repaus, v-am spus, de diseară de la ora 3 dimineața o să plec în cursă și vă voi face un car vlog și o să-l pun aici pe canal. În episodul următor o să vă explic de ce n-am mai lucrat în România și am venit în Italia. Aici, dacă vă întrebați, nu sunt pe comunitate, am curse fixe. Marea majoritate a curselor sunt cu distanță maxim 400 de kilometri de Milano, adică sunt serii în care mă pot întoarce aici în apropiere de oraș, pentru că cu camionul nu am voie în oraș, trebuie să-mi caut o parcare ori cu plată, ori din aceasta special amenajată. Și cam asta e. Nu sunt pe comunitate, pot să vin acasă oricând. Da, cam așa este frumos aici cu oglinzi. Acum, ce să zic, sper că v-a plăcut acest clip, să dați foarte multe like-uri pentru că știu că este un clip foarte așteptat de voi. Și ne vedem în clipul următor. Pa, pa!